Salutare! Astăzi vorbim despre Dzogchen, despre Namkhai Norbu și învățătura de bază Dzogchen și practicile din această tradiție. După cum probabil știți, editura Herald a publicat în ultimii ani o serie de cărți foarte interesante pe această temă. Este vorba despre Yantra Yoga, Cristalul și Calea Luminii, Yoga Visului și Practica Luminii Naturale și Sursa Supremă, cea mai nouă apariție din această colecție. Probabil vă întrebați ce este Dzogchen și ce presupune această tradiție. Dzogchen sau Adi Dzogpa Chenpo s-ar traduce prin condiția noastră autentică originară. Este o tradiție indo-tibetană foarte veche. Se spune că primul care a introdus această cunoaștere este Buddha Tompa Sherab Miwoche, care, conform nativilor religiei Bön, a trăit cam acum 18.000 de ani. Unii istorici afirmă că, de fapt, data este mai recentă, că ar fi acum 10.000 de ani sau acum 7.000 de ani. Încă se dezbate acest aspect. Foarte interesant este că, în decursul timpului, această tradiție a integrat atât elemente din religia Bön, cât și din budismul Mahayana. Alături de noi este Gabriela Schneider, ea are o bibliografie impresionantă din care am selectat o mică parte, este medic, specializat în medicină internă, dar a studiat și medicina tradițională. A lucrat ca medic din 1978 până în 2020. În prezent locuiește în Germania, din anul 2020 a devenit membru al comunității Dzogchen. Și-a dorit ca mai mulți oameni din Europa să aibă acces la cărțile și învățăturile lui Namkhai Norbu și s-a dedicat traducerii acestor titluri. A contribuit la traducerea acestor patru cărți apărute în colecția Himalaya. Este membru fondator al comunității Dzogchen din România, a participat la numeroase retreat-uri ale maestrului Namkhai Norbu și a ajutat la organizarea unora dintre ele, iar în 2016 a devenit instructor atestat de bază al Shanti Mahasangha. În anul 2020 devine membru al comunității științifice pentru meditație, iar în 2022 devine membru al Consiliului de Conducere al Comunității Internaționale Dzogchen. Prin urmare, avem alături de noi o persoană foarte avizată care ne poate explica mai multe despre Dzogchen. Gabriela, cum ai descoperit Dzogchen și care este povestea din spatele tuturor acestor realizări? Vlad, mulțumesc în primul rând pentru invitația la acest interviu. Cum am descoperit eu Dzogchen? O poveste un pic mai lungă. A început cu biografia unei actrițe, Shirley MacLaine, generația de astăzi nu mai știu. Această actriță a povestit experiența spirituală și foarte mult a povenit o carte de Rudolf Steiner, Akasha Chronic. Această carte, desigur, am citit-o și ea mi-a deschis interesul pentru, mi-a prins interesul pentru filozofia orientală. Am citit ce am găsit pe vremea aceea, hinduism, taoism, tot fel de cărți, până când într-o bună zi am dat de o carte a unui tibetan, Lobsang Rampa, care m-a fascinat, era o poveste despre Tibet, Lhasa, foarte misterioasă. Și atunci am început să caut autori tibetani. Și așa, într-o bună zi, într-o librărie în München, am dat de o carte care mi s-a părut găsită de un tibetan, se numea Chögyal Namkhai Norbu, iar cartea se numea Cristalul și Calea Luminii. Așa am ajuns eu la Dzogchen. Am cumpărat cartea și trebuie să spun că în clipa când am citit-o și am ajuns la un anumit pasaj, știu că a trebuit să mă scol în picioare și să strig, asta este. Pentru că până atunci aveam ideea, da, sunt în căutare spirituală, ce anume nu puteam defini. Și ca să atingi să găsești ceea ce caut spiritual, majoritatea cărților citite de mine vorbeau de ascheză, de retragere în pustiu, în singurătate. Eu aveam doi copii, familie, meserie. Nici nu puteam gândi la așa ceva.
Și în această carte am găsit niște propoziții care mi-au arătat direcția. Și dacă îmi permiți, aș cita scurt câteva propoziții din carte. În această carte, Ceva n-am ca în orbu spunea, metoda specifică pentru Dzogchen este numită calea autoeliberării. Și pentru a o aplica, nu trebuie renunța la nimic. Astfel, practicantul își trăiește viața în mod obișnuit, fără a avea nevoie de vreo altă regulă în afara propriei sale conștientizări, rămânând tot timpul în starea primordială. Iar din exterior, nu se vede absolut nimic din care să reasă că el practică. Aceasta este ceea ce se înțelege prin Dzogchen și prin contemplație. Deci, am încheiat aici citatul. Și ca să închei, să termin ceea ce am început să povestesc despre cum am venit eu Dzogchen, după descoperirea acestei cărți, am descoperit de asemenea că există o comunitate Dzogchen internațională, ca acest Chöganam Kainorbu trăiește în Italia și este profesor pentru limbi mongolice și orientale la Institutul de Studii Orientale din Napoli. Și atunci am încolțit în mine speranța că într-o bună zi poate îl voi putea întâlni. Și această comunitate internațională Dzogchen avea în cadrul ei exista o grupă de practicanți în Germania, care m-am alăturat. Și în toamna aceleași ani, Chöganam Kainorbu a venit în Germania să ofere învățături Dzogchen. M-am dus, desigur, la retragere și astfel am intrat eu definitiv pe această cale. Foarte frumos este cum ai povestit și experiența și m-a făcut să mă gândesc citatul respectiv și la faptul că chiar și în budismul Mahayana, deși sunt practici grele și complexe, de foarte multe ori ele se pot face de către cei care au studiat foarte mult și au exersat, se pot face fără ca cel din exterior să-și dea seama. Sunt practici interioare foarte puternice care te transformă foarte mult și în același timp îți permit să trăiești într-un mediu cum trăim noi, într-o societate chiar în agitație, muncă și chiar să faci față mult mai bine la stres și la provocările de zi cu zi. Deci într-adevăr am experimentat și eu lucrul acesta și Dzogchen cred că este o cale extraordinară care chiar îți permite acest lucru. Și pentru că foarte puțină lume este familiarizată cu domeniul, aș vrea așa să încercăm cumva să sumarizăm sau să schițăm cam care sunt învățăturile Dzogchen, deci nu practicile, câteva din învățături, sigur că putem vorbi până mâine despre asta, că sunt foarte multe lucruri, este un domeniu foarte amplu, dar așa în mare câteva din învățăturile acestei căi. Da. Desigur, este o temă complexă. Trebuie să spun că învățăturile acestea Dzogchen sunt foarte, foarte, foarte vechi. În Sursa Supremă, în ultima carte publicată, se spune, bazat pe texte de scripturi vechi, că în univers au existat 12 maeștri Dzogchen primordiali, între care se numără și Sherab Mibo din tradiția Bön citat de tine, dar înaintea lui au fost alți 10, iar ultimul din șir este, conform lui Chöganam Kainorbu, Garab Dorje, care este cel care a introdus învățăturile Dzogchen în această eră pe planeta Pământ. Pentru că aceste învățături sunt universale. Despre detalii despre acestea găsiți în Sursa Supremă. Aceste
învățături de Dzogchen, de fapt, sunt o singură învățătură, este o învățătură unică. În cadrul ei însă există mai multe metode, sau să zicem învățături, prin care cel interesat poate fi introdus în cunoaștere, după care, tot cu ajutorul diferitelor metode, cunoașterea Dzogchen poate fi consolidată, iar în cele din urmă, cu ajutorul altor metode, poate avea loc integrarea cunoașterii în viața de zi de zi, ceea ce despre ce am vorbit mai înainte, că practicantul este în stare de contemplație, dar în exterior acest lucru nu se vede. Desigur că această stare, de a fi în această stare, schimbă modul de interacțiune cu societatea, cu mediul înconjurător. Impactul este foarte pozitiv. Învățăturile acestea Dzogchen, deci nu sunt pentru oameni care vor să se retragă, sunt pentru noi, oamenii de astăzi. Și nu exclude pe nimeni, oricine poate înțelege și aplica Dzogchen. Există, să spunem așa, pe scurt, două condiții necesare pentru aceasta. Participare din partea discipolului, deci persoana respectivă să fie interesată în aceste învățături și condiția esențială este să întâlnească un maestru autentic de la care să primească introducerea directă în Dzogchen. Pentru că ceea ce este caracteristic învățăturilor Dzogchen este introducerea directă în cunoaștere. Adică nu este nevoie de practici preliminare îndelungate, din care trebuie atins un anumit număr de mantre sau de prostenări. Nu înseamnă că aceste practici nu și-au valoarea lor, din contră, sunt foarte valoroase, dar în Dzogchen ele se aplică în cadrul practicii zilnice generale și pentru a primi introducerea directă nu este nevoie decât de acest interes, care este un semn al unei conexiuni mai vechi cu aceste învățături. Ce sunt învățăturile Dzogchen? Sunt învățături despre condiția umană. Pentru că în fiecare ființă vie, nu numai în oameni, există o așa numită condiție primordială. Primordială la ce? Primordială intră din acțiunea minții. Adică intrări în judecată, în concepte, în gânduri, în analize, în emoții. Această condiție primordială nu este altceva decât o stare de prezență vie, clară și conștientă. Și această condiție primordială are multe nume care definesc întotdeauna același lucru. E numită natura minții, stare primordială, prezență instantanee, bodhicitta, condiție autentică, rigpa, sursa supremă, Dzogchen. Are multe nume, dar e întotdeauna vorba de același lucru, de această prezență vie, clară și conștientă. Această stare primordială este însă întunecată și ascunsă de ceea ce numim mintea noastră obișnuită, care este singura pe care noi o cunoaștem și care este cea care ne ghidează tot timpul să facem sau să nu facem ceva. Tot ceea ce se petrece în mintea noastră este ca niște nori care acoperă soarele, această stare primordială, această natură a minții. Așadar, este de înțeles că pentru a descoperi această stare primordială, trebuie să calmăm, în primul rând, mintea, să risipim norii care o întunecă și atunci descoperim ceea ce se află dincolo de această mintea noastră. Cum este această stare? Cum să ajungem la ea? Cum să devenim familiar și cum să o integrăm? E conținutul învățăturilor Dzogchen. Cine se află pentru întotdeauna în această stare, 24 de ore din 24, toată viața, este un Buddha, un iluminat,
Iluminarea nu înseamnă că se întâmplă ceva miraculos cu noi, că începem să emitem lumină sau că ne topim. Nu, înseamnă că suntem în această cunoaștere. Pentru a introduce disciplina la natura minții, învățătura Dzogchen folosește diferite metode care sunt legate de cele trei niveluri de existență ale noastre. În Dzogchen se spune că noi existăm pe trei niveluri. Fizic, corpul, este clar, îl vedem, îl percepem. La nivelul energiei, care este legat de voce și de respirație. De exemplu, ca să pronunțăm sunetele, deci ca să vorbim, ca să ni se audă vocea, trebuie ca ale noastre corzi vocale să vibreze sub influența jetului de aer pe care îl expirăm. Așadar, vorbirea este legată de respirație și vocea unui om, timbrul vocea unui om, de multe ori dă un indiciu asupra nivelului energiei acestei persoane. O voce tare, clară, puternică arată că persoana respectivă are o energie bună, pentru că o voce stinsă, slabă, arată un deficit energetic. Al treilea nivel de existență este la nivelul minții. Așadar, pentru introducere se folosesc metode legate de experiențe, fiindcă singurul mod de a înțelege ceva care nu poate fi descris, nu poate fi arătat, este experiența proprie și acesta este ceea ce se întâmplă în timpul introducerii directe. Experiența cu corpul este senzația, experiența energiei este experiența de claritate, iar experiența la nivelul minții este experiența vacuității. Și introducerea în cunoaștere, egal prin ce metodă, descoperim această stare care, egal de experiența care a dus la ea, este unică. Nu există mai multe, este unică. Seria Dzogchen care se ocupă primordial cu această introducere este seria Semde sau seria Minții. Consolidarea cunoașterii se face prin metode conținute în seria a doua din Dzogchen, seria Lunde sau a spațiului, iar metodele prin care învățăm prin aplicarea lor cum să fim mereu sau un timp mai îndelungat în starea de contemplație, în această stare primordială, sunt conținute în seria de învățături Menakde sau seria instrucțiunilor secrete, care sunt instrucțiuni bazate pe experiența proprie a maestrilor. Aceste trei serii corespund și celor trei percepte ale acelui maestru Garab Dorje care a introdus învățăturile Dzogchen în dimensiunea umană în epoca noastră. El a trăit cam 360 de ani după parinirvana lui Buddha, deci cam în secolul II înainte de Hristos. Și el a emis trei percepte, trei enunțuri. Primul lucru necesar este introducerea directă în cunoaștere. Al doilea lucru este îndepărtarea dubiilor și al treilea punct este continuă în această stare. Deci, descoperirea, consolidarea și integrarea primordiale este obiectul învățăturii, sunt obiectul învățăturii Dzogchen. Venit foarte multe, foarte multe idei în timp ce povesteai. În primul rând este remarcabil faptul că se poate trece cumva peste obligativitatea celor preliminarii. După cum știm, nu știu dacă toată lumea știe, dar în budismul Mahayana și în Tantrayana în special, sunt o serie de exerciții, preliminare, care trebuie făcute de sute de mii de ori și persoana care se dedică practic pentru a intra pe această cale trebuie să facă acele practici, ceea ce în ziua de astăzi și pentru condiția în care trăim noi ar fi foarte greu, pentru că necesită foarte mult timp. Și pe de altă parte există persoane care au cumva o capacitate mai înaltă de înțelegere. Chiar în Sursa Supremă, dacă nu mă înșel, se spune despre
capacitățile fiecarei persoane, că sunt persoane care merg gradat, sunt persoane care sar peste, care pot sări peste anumite etape și sunt persoane care ajung cumva la această condiție de RICPA, cum spuneai mai devreme, în mod instantaneu. Și atunci și învățătura Dzogchen merge pe această idee conform căreia sunt persoane într-adevăr care pot sări etape sau care pot ajunge acolo și cumva învățătura Dzogchen se adaptează pentru capacitatea fiecăruia, adică permite fiecăruia în funcție de capacitatea lui să intre pe această cale. Pentru că, vin cu o mică paranteză aici, mie mi-a plăcut foarte mult și filozofia și pot să spun că Dzogchen este atât de complex încât vorbeam cu un prieten care a citit vreo 300-400 de cărți pe tema asta, multe din ele, bineînțeles, fiind restricționate, pentru că sunt o mică parte din Dzogchen sunt texte și cărți publice, iar o altă parte nu sunt publice. Și este atât de complexă filozofia din spate și atât de multe lucruri poți înțelege dacă intri în profunzime, dar în același timp poți pur și simplu să aplici ceva din Dzogchen și să-ți schimbi complet viața și să fie în același timp și accesibil. Deci ăsta este marele merit. În timp ce alte tradiții foarte greu acoperă, permit acest spectru să te duci în asemenea profunzime și totuși să faci și ceva puțin și să-ți schimbe în mod fundamental viața. Și pentru că, da, spune. Da, așa este. Rinpoche a spus, eu predau Dzogchen după cele trei, conform celor trei enunțuri ale lui Garab Dorje, care începe cu introdu discipolul direct în cunoaștere. Dacă ar fi fost nevoie de practici preliminare ca pregătire, atunci Garab Dorje ar fi emis patru enunțuri și nu trei. Prima ar fi fost pe practici preliminare. Deci, încă o dată, își au valoarea lor absolută și noi le aplicăm practici de purificare, recitare de mantre tot, dar în cadrul practicii zilnice Dorje. Da, mi-aduc aminte de acest subiect și că maestrul Namkhai Norbu a spus acest lucru, pentru că erau în acea perioadă, dacă nu mă înșel, erau multe discuții pe tema asta, pentru că practic el a fost unul din cei care au adus această învățătură și au făcut să nu mai fie atât de restricționată, să nu mai fie atât de ascunsă, pentru că înainte foarte greu se permitea accesul persoanelor de rând care nu își dedicau viața în totalitatea acestei învățături. Și Namkhai Norbu a venit și a spus că se poate primi această inițiere și fără toate preliminariile și, într-adevăr, multă lume a spus că dar de ce? Și a dat această explicație care este foarte adevărată. Și în acest sens voiam să te întreb, Gabriela, care sunt totuși, hai să nu enumerăm toate practicile, că sunt foarte multe, Dzogchen incorporează atât din tradiția străveche șamanică Bön, cât și din budismul Mahayana, dar cam care sunt practicile Dzogchen, pentru că sunt multe, de la anumite dansuri până la anumite mantre, până la tot felul de serii de exerciții ale minții și dacă poți să ne spui un pic mai mult despre asta. Da. De fapt, practica esențială în Dzogchen este practica Atiguru Yoga. Ce planeam ca în Norbu, în retragerile sale, a transmis foarte multe practici. Dar întotdeauna am încheiat spunând, nu vă cer să le practicați pe toate, dar un singur lucru, sunt fericit dacă toți studenții mei o fac, să practice Atiguru Yoga. Atiguru Yoga este practica esențială în Dzogchen și este un fel de fir roșu care în absolut toate variatele practici este de regăsit. Ati înseamnă primordial, guru înseamnă maestrul, învățătorul, iar yoga înseamnă cunoaștere.
Ceea ce maestru transmite în introducerea directă este această stare de cunoaștere. Iar când noi practicăm Ati Guru Yoga, practic ne aflăm în aceeași stare de cunoaștere ca și maestrul. Această practică Ati Guru Yoga folosește un simbol care este aul tibetan într-un cer de cinci culori și constă din, din pronunțarea acestei silabe și este urmată de un cânt ritual numit cântul Vajrei, care este un cânt scurt, lent, un fel de im, caracteristic pentru felul în care Dzogchen folosește ritualul și care ne aduce într-o stare de contemplație prin integrarea sunetului acestui cânt, iar structura silabelor și a melodiei asigură o respirație adâncă, relaxată, care ușurează intrarea în stare de contemplație. Aceasta este practica esențială în Dzogchen. În timp când stăm jos, undeva în camera noastră și practicăm o sesiune de meditație șezândă. În viața noastră normală de toate zilele, practica esențială este să fim prezenți. De exemplu, mă duc în bucătărie să beau un pahar de apă. Sunt pe drum spre bucătărie să beau un pahar de apă. Am ajuns în bucătărie. Acum îmi torn apă. Deci să fim prezenți de tot ceea ce facem, să știm în fiecare moment ceea ce facem. Este practica pentru viața de toate zilele. Rinpo ce a spus, trăim în niște timpuri în care oamenii sunt foarte ocupați. Trebuie să trăim, să ne întreținem familiile, să avem o existență care ne solicită enorm de mult. Și nu avem timp pentru ritualuri elaborate. De aceea, această practică Guru Yoga este atât de esențială și poate fi aplicată în orice moment și în orice situație din viață. Chiar și când facem duș, de exemplu. Deci, asta este practica esențială. Pe lângă această practică, există alte, o serie de alte metode care folosesc modul de transformare instantanee din Anu Yoga, în care se aplică vizualizarea unei divinități cu mandala ei, dar totul are loc în prezența acestei stări de Guru Yoga. Dintre practicile esențiale transmise de Rinpoche sunt cântul Vajrei, despre care deja am spus, care este specific pentru linia de transmitere a lui Chögyal Namkhai Norbu. Dacă povestim despre acest cânt al Vajrei altor tradiții, poate că și ele au cântul Vajrei, dar în altă versiune sau altă melodie. Pe lângă acest cânt al Vajrei, există un dans al Vajrei, sunt de fapt patru dansuri Vajra, care se dansează pe o mandala, în care șase bărbați și șase femei se rotesc pe această mandala, constând din cercuri concentrice în direcții contradictorii, opuse, bărbații în sensul acelor de ceasoni, femeile în sens contrar, urmând o anumită succesiune prestabilită de pași. Și această mandala are o corespondență cu mandala interioară. Dansul Vajra ajută la integrarea stării de contemplație în mișcare. Pentru că noi nu, viața noastră nu constă numai în asta liniștiți. Noi vorbim, mergem, dormim, mâncăm, dansăm. Și această prezență instantanee pe care o descoperim în cursul practicii în șezut, trebuie să o luăm cu noi în viața de toate zilele. Altă metodă foarte importantă este Yantra Yoga. Este absolut o metodă absolut originară și transmisă din secolul al VIII-lea, cel puțin în Tibet, care este caracterizată prin faptul că îmbină concentrarea mentală cu
tehnici de respirație și cu anumite posturi corporale, scopul ei fiind de asemenea intrarea în stare de contemplație și integrarea acestei stări în mișcare. Iar ca o ultimă posibilitate, metodă de practică, destinată mai mult și savurării vieții și bucuriei vieții, sunt dansurile Kaita, care sunt bazate pe texte și muzică folclorică tibetană, dar care conțin în ele o mare înțelepciune și în care mișcările armonizate exprimă bucuria aceasta a vieții. Iar dacă cel care dansează știe cum să fie în stare de contemplație, atunci și aceste dansuri Kaita sunt o practică a contemplației în mișcare. Cam acestea ar fi metode de practică. Mă gândeam când ai spus despre faptul că ritualurile sunt destul de complexe și e foarte greu să le faci astăzi, având în vedere felul în care trăim și totuși aceste practici puțin mai simple sunt și accesibile și sunt foarte puternice. Mie întotdeauna mi-a plăcut foarte mult partea de ritual foarte complex și m-am îndreptat în direcția aceea pentru că pentru mine a fost foarte puternică experiența pe care mi-au creat-o, dar într-adevăr sunt mai greu accesibile și durează, mie mi-a luat destul de mult până să stăpânesc anumite ritualuri, adică durează niște ani de practică, de fapt. În timp ce în dansuri, în aceste dansuri foarte speciale, se pot învăța ceva mai repede și efectul este foarte puternic și acolo. Și chiar voiam să spun că vorbeai despre integrarea mișcării în aceste dansuri. În Dzogchen, din punct de vedere al meditației, se combină foarte frumos experiența vacuității, care, cel puțin din punctul meu de vedere, este o condiție esențială în orice tip de practică mai serioasă, deci vacuitatea și realizarea ei, trăirea ei concretă, potențează tot restul practicilor într-un mod extraordinar și această vacuitate în învățăturile Dzogchen și în meditație se combină foarte mult cu claritatea, apoi avem vacuitate cu non-dualitate, în momentul în care se liniștește mintea și practic dispare subiectul și obiectul și în final, sigur, îmbinarea vacuității cu mișcarea, care este pentru mine, eu încă lucrez la asta, nu pot să spun că îmi iese foarte bine, înțeleg combinarea vacuității cu liniștea, cu non-dualitatea și cu neclintirea, ca să spun așa, dar în mișcare este într-adevăr, cel puțin pentru mine, mai greu de integrat. Deci, probabil că aceste practici, cum sunt aceste dansuri, care, cel puțin pot să spun din exterior, că arată absolut minunat, este o armonie. Doar privind pe cei care practică aceste dansuri, te introduce într-o stare de contemplație și te relaxează. Deci, este extraordinar. Și chiar mă gândeam, dacă ai putea să ne mai spui, cam așa din experiență, că presupun că ai cunoscut foarte multe persoane, foarte mulți practicanți Dzogchen și în comunitate și cam cum ai observat că această tradiție și aceste practici le-au schimbat viețile de zi cu zi, pentru că în mod sigur te schimbă foarte mult, cel puțin eu asta am experimentat și poate ne spui așa despre anumite întâmplări sau persoane, cum au fost ei schimbați de această practică? Nu pot să aleg așa un exemplu foarte concludent și să arăt, să spun acesta este exemplu. Ceea ce pot să spun din propria mea experiență, poate mai degrabă, este că și pentru mine a fost o cale lungă să ajung la înțelegere. Mi-au trebuit zeci de ani, să spun.
până când am ajuns să înțeleg ce înseamnă această stare primordială și această non-dualitate. De aceea înțeleg pe oricine care, cum ai spus și tu, această dificultate. Este un moment în care ceva se întâmplă, pentru că această cunoaștere este de la sine răsărindă. Și metoda de practică este metoda care o face să răsară și cândva această înțelegere va apărea de la sine. Important e să perseverezi în practică. Deci ceea ce pot să spun că pentru mine a adus cunoașterea și practica Dzogchen este o enormă ușurare a vieții de zi de zi. Înainte am fost o persoană foarte stresată, mă enervam ușor, nu-mi convenea un lucru sau altul, mă războiam. Bine, sunt tendințe care, cu care te naști, pe undeva ele sunt. Punctul esențial este că, întorcându-ți privirea în interiorul tău, ceea ce Dzogchen te îndeamnă, te descoperi pe tine, ajungi să te cunoști, îți vezi reacțiile și, având aceste metode Dzogchen, știi cum să lucrezi cu ele. Ele pur și simplu se dizolvă. Cum am spus, sunt ca toate acestea au loc în minte, sunt ca norii care acoperă soarele. Când norii se risipesc, nu ai decât cer, senin și soare și atunci toată interacțiunea cu societatea devine mai blândă, pașnică. Pot să spun că nu mi-amintesc când am mai avut un conflict cu cineva sau și tensiuni când apar, îmi dau seama că mă enervez. Nu înseamnă că nu mă enervez, dar constat acest lucru și enervarea se risipește. Deci nu are rost să lupți, pentru că dacă esența la toată e vacuitate, de ce să mă lupt cu o vacuitate? Dar nu sunt numai vorbe, e o problemă de înțelegere, într-adevăr. Deci, viața devine mult mai ușoară și, practic, evoluția unei societăți începe cu un individ. Dacă toți am descoperit acest lucru, eu cred că n-ar mai fi războaie, n-ar mai fi conflicte, ne-ar merge la toți mult, mult mai bine. Deci, asta e ce pot să spun. Și acest lucru îl observ și în comunitate, în modul în care comunicăm, în modul în care colaborăm, dând deoparte ambițiile ego-ului. Asta mi se pare esențial. Așa este, am remarcat și eu că sigur că există aceste trăiri interioare, dar în momentul în care intri în această stare de vacuitate pentru cine are experiența directă a vacuității, toate lucrurile astea se dizolvă instantaneu. Este ceva incredibil. Dacă mi-ar fi povestit cineva lucrul ăsta înainte să am această experiență a vacuității, probabil că mi s-ar fi părut o aiureală sau nu aș fi crezut. Dar după ce... Da, și pentru că îmi dau seama cum eram acum 15 ani, să zicem. Mm-hmm. Și n-aș fi crezut, aș fi zis, da, un mambo jumbo. Dar având această experiență și știind pe pielea mea ce se întâmplă, într-adevăr, e total altceva și te schimbă foarte mult. Da. Pentru eu nu numesc experiența vacuității, eu numesc experiența prezenței instantanee. Pentru că vacuitatea fără energia ei care este prezența, e moartă, e... Deci eu numesc prezența instantanee. Dar este în fiecare din noi și este într-adevăr averea noastră. Așa este. Mulțumim mult de tot, Gabriela, că ai fost alături de noi și că ne-ai împărtășit atât de multe lucruri interesante. Sper să ne vedem cât de curând și la alte interviuri pe această temă, pentru că o să vedeți că subiectul este foarte complex și acum abia începem să pătrundem în înțelegerea acestei minunate tradiții. Mulțumim mult, Gabriela, și ne revedem curând. Mulțumesc foarte mult, toate cele bune. Mersi.